Mii de polonezi au protestat la Varșovia și în alte localități după ce primarul din Gdansk, Pavel Adamovici, a fost înjunghiat mortal, relatează presa internațională. Adamovici, în vârstă de 53 de ani, a decedat pe data de 14 ianuarie la spital din cauza rănilor grave pe care i le-a provocat duminică seara un fost deținut cu cuțitul în timpul unui concert în scopuri caritabile. Agresorul, care a fost reținut pe loc după atac, este potrivit prese locale, un bărbat în vârstă de 27 de ani, condamnat pentru jefuirea unei bănci și eliberat în decembrie anul trecut. S-au desfășurat sub sloganul Opriți Ura.